Dragii mei, cu multă bucurie vă salutăm pe dumneavoastră, toți care ați ales să fiți împreună cu noi în această oază deosebită, în acest loc binecuvântat, și vă mărturisesc că de la început, așa cum adierea vântului este printre noi, întocmai așa, aici în seara aceasta, este și adierea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, prin cântare, deja ne-a apropiat mai mult de Dumnezeu, înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu, înțelegem dragostea Lui pentru noi, de aceea aș vrea să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, vor fi momente deosebite în care ne închinăm înaintea Domnului, vom asculta cuvântul Evangheliei în seara aceasta și pentru toate acestea avem nevoie de sprijin și ajutor de la Dumnezeu. De aceea vă invit să ne ridicăm pe picioare și împreună să mă rog cerând prezența Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele drag al Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim frumos pentru după masa aceasta, o zi de vară frumoasă, o zi binecuvântată de Tine, o zi în care ne-ai rânduit pe fiecare dintre noi să fim împreună aici, ascultând glasul Evangheliei încă o dată și lăsând ca Duhul Tău cel Sfânt să vorbească inimilor noastre. De aceea îți mulțumim frumos, mulțumim pentru fiecare dintre cei care au ales să fie cu noi, te rugăm, prezența fiecăruia în seara aceasta să fie sub privirile Tale. Tu cunoști inimile noastre, cunoști dorințele noastre, cunoști prietenii pe care i-am invitat să fie împreună cu noi la părtășie. Mai mult, Tu cunoști problemele prietenilor noștri, cunoști dorințele și frământările lor. De aceea te rugăm, Tată scump din ceruri, prin Duhul Tău cel Sfânt și cuvântul Evangheliei, lucrează la inimile lor. Doamne, spune-le încă o dată despre dragostea Ta, despre măreția Ta, despre modul minunat în care Tu și astăzi binecuvintezi și mântuiești oamenii. Dorim așa de mult, Doamne, prezența noastră tuturor aici să fie binecuvântată de Tine. Mulțumim, Tatăl nostru, așa de mult pentru Domnul Iisus Hristos, prin care am primit mântuirea. Mulțumim de Duhul Sfânt care ne călăuzește și e prezent între noi în seara aceasta. Binecuvântăm numele Tău, slăvim puterea Ta și te rugăm, lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze și părtășia noastră să fie plăcută și dulce înaintea Ta. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că în această seară suntem împreună în locul acesta frumos, care seamănă cu o ambasada cerului. Mă rog ca în continuare, dincolo de orice, în locul acesta, să simțim prezența lui Dumnezeu. Amin. Să-și facă Dumnezeu numele de slavă. Amin. De obicei când mă duc, frații mă întreabă cât timp am nevoie să laud numele lui Dumnezeu și în ultima vreme am spus aproape la fiecare evanghelizare, la fiecare biserică, nu mai am nevoie de timp. Am nevoie de un singur lucru, am nevoie de harul lui Dumnezeu. Dacă coboară Dumnezeu harului, dacă dă Dumnezeu binecuvântare, poți să cânți o cântare, poți să cânți 20 de minute și suficient. Dacă nu intervine Dumnezeu, dacă nu deschide Dumnezeu cerul, poți să cânți 3 ore, poți să cânți 4 ore, că nu se întâmplă nimic, totul e ca ceva închis cu lacăt, totul e ca ceva zăvorât, totul e ca ceva blocat. Mă rog ca în seara aceasta, în locul acesta, să deschidă Dumnezeu cerul. Am fost atent la fratele, la rugăciunea fratelui păstor și printre altele spunea că Dumnezeu poate să rezolve orice problemă în seara asta. Dacă n-ar fi greu, întoarce-te în stânga și în dreapta și spune, cred din toată inima că Domnul poate să rezolve și problema ta și dă o mână cu cel care e lângă tine. Spune ceva frumos, spune Domnul să te binecuvinteze, Domnul să intervină la cauza pe care o ai. Slujim împreună în seara aceasta, noi nu avem capacitatea să facem pe cineva să cânte, să facem pe cineva așa să se simtă bine, să vină bucurie într-o inimă, dar ceea ce nu putem să facem noi ca oameni, ne dorim să facă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să cerceteze fiecare inimă. După masa asta frumoasă, în urmă cu câteva zile, am chemat pe cineva ca să repare
aparatul de clim, aerul condiționat, că nu mai mergea. În seara aceasta nu avem aer condiționat în locul acesta, în seara aceasta avem aer necondiționat din partea lui Dumnezeu. O vreme splendidă. De aceea să facem ceea ce depinde de noi, ca în seara aceasta Duhul Sfânt să cerceteze viețile noastre. Amin. Cu un singur cuvânt spune cântarea: Tu prin Duhul Tău cel Sfânt ai schimbat pasul meu pe pământ. Și refrenul spune: Iisus, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin, mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Dacă se poate proiecta cântările, încercați să lăudați numele Domnului împreună cu noi. Cu un singur cuvânt, Tu prin Duhul cel Sfânt ai schimbat pasul meu pe pământ. Drumul mi-ai netezit, viața mi-ai ocrotit, fiindcă Tu mai întâi m-ai iubit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori prin furtună și ploi brațul Tău către mine întins. Ai cuprins gândul meu și-ai mustrat valul greu și-am putut să rămân liniștit. Iisuse, îți mulțumesc! Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. E dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori cumpărări care dor, ai turnat din uleiul divin. Cu un singur cuvânt pe cer rău l-ai înfrânt și mi-ai dat iar putere să-ți cânt. Iisuse, îți mulțumesc! Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori din mulțimea de nori brațul Tău către mine întins. Piedici multe am trecut, fiindcă Tu mi-ai crescut și în harul Tău sfânt m-ai ținut. Iisuse, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Iisuse, îți mulțumesc! Iisuse, îți mulțumesc!
ce-ți dau e atât de puțin. E dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Amin. Isso.
cuvântul tău, copil iubit al său. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme, veghează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună, taci fără gură, vorbește Dumnezeu. Să nu te temi, Domnul Iisus este la cârmă. Să nu te temi, Iisus este la cârmă. El nu mai doarme, vechează Dumnezeu. El ceartă vântul valul din furtună, taci fără gură, vorbește Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună. El ceartă vântul și valul din furtună, taci fără gură, vorbește Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dumnezeu vorbește prin cântare. Dumnezeu vorbește prin Evanghelie. Dumnezeu vorbește prin glas profetic. Dumnezeu ne tot vorbește în ultima vreme, de câțiva ani încoace. Și am sperat că probabil oamenii să fie mai receptivi la vocea lui Dumnezeu. A început războiul și am zis cu siguranță, prima oară a început pandemia, și am zis cu siguranță o să se gate pandemia, o să umple bisericile, o să fie diferit. O să avem, probabil cum a fost altă dată. Și au ținut numai un pic, așa au început programele de moment, așa cum e românul. Și-a trecut. Și din nou parcă am lăsat-o așa mai moale. După aia a început războiul, am zis, măi, aici aproape de noi, o să fie probabil o trezire peste țara noastră, e tot cam la fel. A fost cu tremure de pământ, zeci de mii de oameni, probabil mai mult de 100 de mii într-o noapte, s-au culcat în Turcia și dimineața nu s-au mai putut trezi. Au fost clădirile peste ei. Probabil mai trebuie să ne vorbească Dumnezeu prin foamete și apoi etapa finală, răpirea bisericii. Mă rog ca în continuare să fim cu luarea minte la glasul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Domnul vorbește, se fac semne și minuni. Acum în timp ce cântam cântarea și mă gândeam cum ucenicii veneau odată spre țărm cu corabia și erau dezamăgiți. Se tot apropiau de țărm, s-au trudit toată noaptea, ori aruncat când într-o parte, ori aruncat când în alta și nu au reușit să prindă nimic. O fi zis, hai să mai stăm un pic, hai să mai ne dregem mrejele, hai să mai vedem ce putem face acolo în corabie și nimic. Și ori aruncat și veneau dezamăgiți. Și la un moment dat au văzut pe cineva spre mal și când au început să vorbească cu ei și-au dat seama că e Domnul. Și Domnul a zis, întorceți-vă înapoi și aruncați mreaja în partea dreaptă. Și acolo au fost oameni experimentați, au fost oameni care lucrul acesta l-au făcut zi de zi, care au aruncat mrajă poate și în față, și în spate, și în stânga, și în dreapta și nu s-a întâmplat nimic. Și de multe ori poate nu poate Dumnezeu lucra pentru că ne vedem la ceea ce suntem noi și zicem, mă, eu sunt profesor, eu am atâtea facultăți, sunt la un nivel, eu sunt, am o anumită meserie, sunt artist în domeniul pe care îl fac eu, trebuie să rezolv și problema asta singur și de multe ori poate nu ne lăsăm să fim învățați. Și dintr-o dată aceia care erau profesori în domeniul acela, l-au ascultat pe Domnul, au întors barca înapoi și au aruncat mreaja în partea dreaptă. Și dintr-o dată nu mai puteau scoate mreaja afară de mulțimea peștilor. Și aș dori ca în seara aceasta, în continuare, să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Amin. Să nu ne bazăm pe ceea ce știm noi ca oameni, să nu mergem Amin. Pe mâna omenească, să nu ne bazăm pe relațiile noastre și să mergem pe mâna lui Dumnezeu. În Cartea Sfântă Biblia spune, la un moment dat, în Proverbe, încredințează-ți lucrările în mâna lui Dumnezeu și îți vor izbuti planurile. Haideți ca lucrarea asta în continuare să o încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Atunci când te apropii de Dumnezeu, atunci când te apropii de El, vezi semne și minuni. Ucenicii se apropiau de Domnul, neștiind că El. Dar în altă parte spune, Biblia, apropiați-vă de Dumnezeu și El
se va apropia de voi. Am venit în seara aceasta, în locul acesta, să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți în continuare să ne ridicăm pe picioare. Haideți în continuare să venim într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Probabil așa cum a fost la rugăciune. Ai problema ta, ai cauza ta, ai neliniștea ta, ai frământarea ta. Poate te învârți ca într-un sen giratoriu și nu găsești nicio ieșire. Și zici, Doamne, oare când vei interveni? Am rugăciuni la care încă Dumnezeu nu mi-a dat răspuns. Sunt în seara asta aici și așa cum unii cântăreți, îs mai buni așa să-i asculți în mașină. Așa în biserică sau în alte părți, dau un randament poate mai scăzut sau așa, cântări mai de mașină. Alți cântăreți care merg pe aer liber și se pliază perfect, îs formații. Noi, eu și Vali, ne pliem mai mult pe biserică, mai mult pe seri de rugăciune. Acum, în aer liber, randamentul nu e la pe măsură. Poate unii ați așteptat ceva, poate ați așteptat alte cântări. Beni m-a sunat și am zis, mă, dacă sunt liber, mă las la îndemâna lui Dumnezeu și mă duc. Eu știu că atunci când noi, ca biserică, vrem să facem o evanghelizare, sunăm în stânga și în dreapta, sunăm cântăreți, nu poate să vină, nu poate să vină, până la urmă găsim cine poate să vină. Așa o găsi cu calea Dumnezeu în seara asta să vin, să ne bucurăm împreună în locul acesta. Dar dacă te găsești ca într-un semn giratoriu, sau poate nu ai o soluție, sau poate aduci o rugăciune de mult timp înaintea lui Dumnezeu pe altar, mă rog ca în seara aceasta, în locul acesta, Dumnezeu să asculte rugăciunea mea și rugăciunea ta și rugăciunea ta și să-și facă numele de slavă. Poate ai oameni în casa ta care nu sunt mântuiți. Poate ești într-un prag de faliment cu familia. Adus familia înaintea lui Dumnezeu. Oamenii repară mașini, oamenii repară avioane, oamenii construiesc case. Acela care poate interveni în dreptul casei tale este Dumnezeu. Acela care poate salva familia ta, acela care poate mântui familia mea, acela care poate salva familia mea, este unul singur. E Dumnezeu. E Dumnezeu ce stă mai sus de stele, ce ține totul prin al său cuvânt. El ține familia mea, El ține familia mea, El ține familia ta, El ține casa ta în mâna Lui. El este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Haideți în continuare să venim în rugăciune, să ne apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de noi. David spune, eu am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns. Aș dori ca în continuare să căutăm fața lui Dumnezeu, să căutăm prezența lui Dumnezeu și mă rog ca în continuare, în locul acesta, să intervină Dumnezeu. Haideți să intrăm la rugăciune. Avem nevoie de tine, avem nevoie de prezența ta, avem nevoie de puterea ta. Ne dăm seama, Doamne, că fără tine nu existăm, fără de tine nu suntem nimic. Doamne, în locul acesta, Doamne Iisuse, dacă vezi, Doamne, familii, Doamne Iisuse, care sunt aproape de prăpastie, te rog în aceste momente întinde mâna. Ești Dumnezeu, Doamne, care salvezi vieți, ești Dumnezeu care lucrezi, ești Dumnezeu, Doamne Iisuse, care ai ultimul cuvânt. Dacă vezi oameni, Doamne Iisuse, care au anumite stări, Doamne, care au anumite stări de depresie, care au anumite stări de frică, oamenii merg la psiholog, oamenii merg într-o parte și în alta, dau oamenii, doctorii medicamente, scriu fișe medicale, dar acela care are ultimul cuvânt, ești Tu, slăvit să fie numele Tău. Doamne, te rog, intervine în aceste momente și cercetează, Doamne, mintea descurajată, Doamne, cercetează inima zdrobită, Doamne, și dacă vezi pe cineva care are o numită boală. În aceste momente știm, Doamne, că în sângele Tău este vindecare. Fă ca jertfa Ta să fie prezentă în locul acesta, să dea vindecare. Fă ca jertfa Ta, Doamne, să tămăduiască în locul acesta. Doamne, dacă vezi anumiți oameni, Doamne, care nu s-au putut ruga, Doamne, care simt un blocaj, care simt ca un zid, Doamne, de despărțire, Doamne Iisuse, te rog în aceste momente, iartă de păcat, Doamne. Fă ca sângele Tău, Doamne, să spele de păcat. Binecuvântat să fie numele Tău. Da să fie numele Tău, Doamne, în seara aceasta, dacă sunt oameni nemântuiți, scrie nume în cartea vieții, binecuvântat să fie numele Tău. Mă rog, Doamne, pentru Evanghelia care va fi vestită în seara aceasta, te rog, fă-o să fie vestită în puterea numelui Tău, prin puterea Duhului Sfânt, Doamne, și inimile noastre să fie transformate de cuvântul Tău, inimile noastre să fie atinse de cuvântul Tău, binecuvântat să fie numele Tău, binecuvintează biserica, binecuvintează, Doamne, pe cel în vârstă, binecuvintează pe cel tânăr, slăvit să fie numele Tău, în numele Tău este putere, în numele Tău este vindecare, nu ne bazăm pe noi, nu ne bazăm pe ceea ce știm noi ca oameni, ci ne bazăm pe puterea Ta, îți mulțumim că în locul acesta lucrează Duhul Sfânt, îți mulțumim că în locul acesta operează Duhul Tău cel Sfânt, slăvit să fie numele Tău, binecuvântat să fie numele Tău, fii lăudat în toate, până în veci de veci, amin.
pe Domnul când vrăjmașul a ridicat. Mâna ca să ne doboare drumul când l-a întunecat. Te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul Dumnezeul nostru e mare, nimeni nu l-a biruit. El cu o singură suflare pe vrăjmaș l-a nimicit. Te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Brațul Domnului e tare, îndurare ține-n viac. Pentru cei aleși ce caută fața Lui neîncetat. Te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Domnul nostru, stânca vieții, în veci să fii înălțat. Căci ai fost și vei rămâne, și vei rămâne Dumnezeu adevărat. Haideți cu toții! Te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Te vom lăuda, te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Toate marginile lumii îl cunosc, îl slăvesc pe Creator. El e Alfa și Omega, El e Tatăl tuturor. Cine a cântărit pământul, stelele, le-a pus pe cer, încă mări a pus și vântul. Cine e altul decât El? Și acest Dumnezeu e Dumnezeul care ne-a pus pâinea pe masă, e Dumnezeul care ne-a mai dat încă o zi de viață. Am uitat să pun alarma să sune aseară și m-a trezit telefonul, dormeam adânc, m-a sunat cineva. Poate ți-ai pus alarma și ai crezut că te-a trezit alarma, dar vreau să spun că dacă ești aici în seara asta, pe mine și pe dumneavoastră, pe niciunul nu ne-a trezit alarma sau cineva care ne-a sunat, pe toți ne-a trezit unul singur, acesta este Dumnezeu. Prin bunătatea lui Dumnezeu se bucură omul de viață. Marginile lumii îl cunosc pe Creator. El e Alfa și Omega, El e Tatăl tuturor. Cine a cântat
creat și stă în picioare. Haină i-a făcut din nor și i-a dăruit splendoare. Și olarul s-a făcut pentru scurtă vreme lut. Dragii mei, ce binecuvântați suntem în această seară să fim aici în mijlocul naturii, în locul acesta minunat și aici în acest cadru deosebit, cu acest soare care strălucește într-un mod extraordinar, să putem din toată inima să lăudăm numele Lui Dumnezeu. Pentru momentele acestea de închinare în care fratele Manu și fratele Vali ne-au condus înaintea Lui Dumnezeu, haideți să spunem cu toții și din toată inima, slăvit să fie Domnul! Urmează să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, urmează să ascultăm Evanghelia. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele păstor Timotei Floarea de la Târgoviște, care a ajuns cu bine în mijlocul nostru, este împreună cu familia. Ne rugăm din toată inima Dumnezeu să-L binecuvinteze. Noi ne-am rugat pentru seara aceasta. Nu știu care sunt problemele dumneavoastră, poate că vă aflați la o intersecție de drumuri și nu știți încotro să mergeți. Poate că, așa cum spunea fratele Manu, aveți o problemă în familie. Poate sunteți bolnav dumneavoastră sau aveți pe cineva bolnav în familie. Poate simțiți povara păcatului care apasă pe umeri. Frații slujitori care suntem aici, vă putem ajuta într-o mică măsură. Dar există unul aici care are o soluție pentru fiecare dintre noi și numele Lui este Dumnezeu. Haideți să rămânem cu inimile deschise și să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu prin mesajul Evangheliei să ne vorbească fiecare dintre noi. Amin. Dragii mei, mă bucur să fiu și aici, pe meleagurile ardelenești. Când am trecut Carpații, am simțit că Aradul e la înălțime. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că, într-un context ca acesta, ne-a dat harul sub cerul liber, încă în vremuri de libertate, să putem proclama adevărul faptului că singurul care mai poate schimba vieți și poate aduce biruință în orice context al vieții ne-am aflat, a fost, este și rămâne Domnul Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui în veci. Am înțeles de la conducerea Bisericii Betania din Arad că motoul sau genericul acestor trei seri se numește Dumnezeu este soluția. Așa că în această seară vreau să citesc un text care denotă într-un mod lămuritor faptul că Domnul Iisus Hristos a fost, este și rămâne soluția pentru omenire. De aceea, aceia dintre dumneavoastră care aveți Sfintele Scripturii, vă invit să deschideți la Evanghelia după Marcu, de la capitolul 8. Intenționez să citesc de la versetul 22 până la versetul 26 inclusiv, paginile în Biblie pentru cei ce au păstrat încă ediția preotului Cornilescu, 971, respectiv 972. Reiterez Evanghelia după Marcu de la capitolul 8. Intenționez să citesc de la versetul 22 până la versetul 26 inclusiv. Cuvânt al Domnului care spune în felul următor. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.
Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slujit. Atunci, Iisus l-a trimis acasă, dumneavoastră mai târziu, și i-a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat, amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectos să vă reocupați locurile. Dragii mei, în această seară am citit un pasaj biblic care vorbește despre drama unui om care traversa o problemă fizică cumplită, era orb. În general, noi oamenii nu ne dăm seama de valoarea unor lucruri decât atunci când nu le mai avem. Câți dintre noi astăzi, când s-a trezit din pat de dimineață, i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că poate să vadă lumina soarelui? Mulți dintre noi uităm să ne mai rugăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru vedere și ne dăm seama cât de importantă este vederea atunci când avem deficiențe optice. Noi nu prețuim în general lucruri decât atunci când nu le mai avem. Prețuim libertate când nu mai avem. Mi-aduc aminte că tot s-a pomenit aici cumplita pandemie, că o distinsă doamnă profesor universitar deputat în Parlamentul României, când a apărut pandemia în urmă cu 2 ani și ceva, a postat pe una dintre rețele de socializare, zice, până acum am fost fericit și n-am știut. De ce? Că erau vremuri de libertate. Dar a fost câteva luni de zile când a fost starea de urgență în care aproape că cel mai elementar drept, dreptul la libertate, era vitregit. Prețuim oameni când nu mai sunt și aducem celor dragi la mormânt trandafiri, dar atunci e prea târziu. E o cântare, cred că se cântă și la dumneavoastră, nu la mormânt îi trebuie trandafiri, dacă toată viața îi da numai spinii și la mormânt îi aduci trandafirii, îi prea târziu atunci. Și există o vorbă blestemată în folclorul nostru românesc despre morți, numai de bine, despre rău, numai de rău. Și despre cei vii numai de rău și dacă n-are un od în papură, avem noi grijă să-i facem unul. Cam asta este lumea în care noi trăim. Însă, cred că în această seară este extrem de important să înțelegem fiecare dintre noi că suntem oameni binecuvântați. M-am uitat la dumneavoastră, cei mai mulți ați venit, sau dacă nu chiar toți, pe picioarele dumneavoastră și ăsta este un semn de mare binecuvântare. E, vreau să vă spun că textul din această seară ne surprinde atenția prin faptul că omul acesta era orb. Și el n-a putut să vină în prezența Mântuitorului Hristos de unul singur, așa că a trebuit să fie adus de către alți oameni. Și vreau să vă pun câteva întrebări în această seară, înainte de a începe proclamarea propriu-zisă a mesajului scripturistic. Prima întrebare este aceasta, ca să vedem cât de bine am fost atenți la firul narrativ al acestei pericope biblice. Ce ziceți? Orbul acesta din Betsaida s-a născut orb? Sau a devenit orb? Cine încearcă un răspuns în seara asta? Mă ajutați dumneavoastră aici de pe partea dreaptă. Ziceți tare. Și tare dacă ziceți, tot nu vă aud. Cei din partea aceasta mă ajutați dumneavoastră? E, vreau să vă spun, dragii mei, că după cât am putut citi eu pe buzele una dintre dumneavoastră, părerile sunt contradictorii. N-am să le spun că mi-e teamă ca nu cumva să ieșite un conflict până la finalul predicii mele. Așa că vreau să vă spun, dragii mei, că textul acesta arată într-un mod clar faptul că omul acesta nu s-a născut orb și a devenit orb. Și poate că cineva v-a întrebat de ce. Pentru că în momentul în care Mântuitorul Hristos realizează prima fază a vindecării, pentru că este singura minune din Noul Testament pe care Mântuitorul Hristos o realizează în două stadii, e ceea ce se numește vindecare procesuală. Pe de o parte, mai întâi Iisus Hristos îi pune niște scuipat, ochii se deschid, vede, dar nu deslujit, și atunci când se află în prima fază a vindecării, Domnul Iisus Hristos îl întreabă, vezi ceva? Și el zice, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. E, răspunsul ăsta arată clar că el nu s-a născut orb.
Și a devenit orb. Pentru că dacă n-ar fi văzut niciodată cum arată un copac, n-ar fi avut un sistem de referință comparativ. Eu nu pot, de pildă, să spun cum arată un avion, nu? Sau ar fi anapoda să zic, bă, avionul seamănă cu o pasăre și n-aș fi putut să fac o asemenea asociere comparativă decât dacă în prealabil am văzut cum arată o pasăre. Prin urmare, vreau să vă spun faptul că în textul acesta se evidențiază foarte clar faptul că orbul acesta nu s-a născut orb și a devenit orb pentru că a avut un termen de comparație. A zis, oamenii ăștia de lângă mine mi se par ca niște copaci. Și să știți că și astăzi oameni, creștini de tot soiul, chiar și din mediul evanghelic, uneori confundă oamenii cu niște copaci. Problema nu e la oameni, problema e la ei că sunt încă orbi. Figurativ vorbind, de aceea uneori vin cu toporul să lovească în oameni, că îi confundă cu niște copaci. La copac vii cu toporul să-l tai. La om ai vorba dulce, că zice vorba românului, mult aduce. Prin urmare, dragii mei, observăm că în textul acesta, orbul acesta a devenit orb. Nu știm exact care e cauza. Au avansat alții diferite idei, clima, factorii geografici din zona Besaidei. S-ar putea ca la un moment dat să fi facilitat, între ghilimele, problema asta cumplită de ochi, dar realitatea este, ca să nu ne încurcăm, una singură. Dumnezeu a îngăduit să treacă omul acesta prin această problemă, deficiență fizică. Nu știm exact care să fi fost cauza, dar e clar că nu-i puțin lucru, mai ales într-un context evresc în care, dumneavoastră știți că atunci când apărea o infirmitate, o leziune, o problemă de sănătate, și atunci ca și astăzi, oamenii încercau să avanseze diferite teorii sau explicații. Știm noi de ce i s-a întâmplat asta. Să nu credeți că omul ăsta n-a fost lipsit de astfel de prejudecăți. Dumnezeu l-a trecut pe aici pentru că a păcătuit el cu ceva. Probabil că se mândrea cu ochii lui frumoși, probabil că una, probabil că cealalt. Și Dumnezeu a îngăduit drama asta și avea explicații pentru orbul ăsta. Imaginați-vă că în vremea de atunci, orbii, nu numai că erau judecați, arătați cu degetul, ostracizați, disprețuiți de cei din jur, mai mult decât atât, dacă vă veți uita în Vechiul Testament, mai exact în Pentateuch, veți vedea că orbii nu aveau dreptul să intre în templul lui Dumnezeu. Pentru că ei aveau diferite infirmități, erau considerați un fel de blestem social. Și imaginați-vă că omul ăsta, de când s-a îmbolnăvit și a rămas cu această problemă de vedere, probabil că a căutat un alin la oameni, la cei din jur, s-o fi dus și el să se angajeze și oamenii au spus, cred că tu nu te-ai uitat în oglindă, cum să angajăm un orb? Noi avem nevoie de oameni sănătoși care să îndeplinească toate clauzele contractuale și toate atribuțiile lor de serviciu. Probabil că a vrut și el, dacă era în adolescență sau tinerețe, să intre în cercuri de prieteni. Probabil s-a gândit la căsătorie mai târziu. Și toți i-au întors spatele și au spus, tu cred că ai uitat ceva, tu ai uitat că ești orb. Și lumea i-a întors spatele și a zis, bă, singura mea șansă este să mă duc la templu. Acolo unde se pronunță numele Iacve, adică Dumnezeu. Și mă duc la Dumnezeu pentru că am auzit că Dumnezeu e bun și nu respinge pe nimeni. Și când a dat să intre în curtea templului, cineva i-a spus, tu nu te-ai uitat în oglindă, tu ai o problemă, zici. Tu ești orb. Și legea noastră evreiască spune că orbii nu pot intra în prezența lui Dumnezeu. Sunt un fel de paria, de blestem social. Și dintr-o dată și-a făcut bagajul și a ieșit din biserică, a ieșit din templu și a zis, nu mai am nicio soluție, nu mai pot aștepta nimic bun de la tot ce mi se întâmplă în lumea asta, n-am decât să mă resemnez, să clachez în propria resemnare și să zic, asta e viața, a fost crudă cu mine, aliniat... Planetele poate s-au aliniat nepotrivit, Dumnezeu m-a blestemat pe mine, așa am fost omenit să trăiesc, sunt un accident genetic, sunt un blestem apărut în existența aceasta biologică, nu mai am nicio șansă. Probabil că s-a închis în el, a început să evite mulțimile, să devine din ce în ce mai introvertit și aproape că se resemnase cu ideea că nu se mai poate face absolut nimic pentru viața lui. E, și vreau să vă spun că într-o zi, cel ce a putut să aducă schimbarea a fost Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui în veci. Mi-aduc aminte cu ani în urmă am citit o ilustrație prin care se povestea despre faptul că o doamnă învățătoare s-a dus la copiii de clasa a doua și l-a lansat la ora de religie o provocare și a zis fiecare dintre copii de 8-9 anișori să scrie ce reprezintă Dumnezeu pentru ei. Nu știu ce ați fi răspuns dumneavoastră.
Dar vă spun ce au răspuns unii dintre copii, sau mai cu seamă unul dintre copii, la vârsta de 8 anișori. Din toate mulțimile de foi care au fost puse pe catedră, doamna învățătoare a remarcat cu totul și cu totul special un răspuns a unui copil, răspuns care realmente a fost epocal. L-a chemat în față și a citit acea foaie în care scrie așa: pentru mine, zice, Dumnezeu este ca zahărul din ceaiul pe care mi-l face mama în fiecare dimineață. Dacă, zice, se întâmplă să uite, eu deși nu văd zahărul, totuși simt imediat diferența. De ce? Pentru că dacă mama a uitat să pună zahăr în ceai, zice, ceaiul este amar. Și am venit în această seară să vă spun că viața acestui orb de la Betsaida era un ceai amar. Numai că atunci când Iisus Hristos s-a întâlnit cu el, a dat dulcele de care el avea nevoie. Și viața fără de Dumnezeu, dragii mei, este o cumplită amărăciune și goană după vânt, disperare, durere, resemnare. Numai atunci când omul se întâlnește în modul cel mai real cu Dumnezeu, poate să capete împlinirea și fericirea după care omul aleargă pe pământul acesta. Vedeți, spunea un mare filozof francez și matematician, Blaise Pascal, că în orice om există un gol de dimensiunea lui Dumnezeu, pe care noi uneori încercăm să-l umple cu bani, cu plăceri de o clipă, cu diplome, cu portofoliu profesional foarte bine conturat. Însă ascultați-mă, golul ăsta e doar de forma lui Dumnezeu. Și omul nu poate fi realmente împlinit decât atunci când Iisus Hristos intră în viața lui ca Domn și Mântuitor. Și în această seară vreau să ridic o întrebare din textul ăsta, asupra căreia să reflectăm în 4 răspunsuri. Cum poate să vină izbăvirea pentru viața mea? Nu știu cu ce ne confruntăm fiecare dintre noi. Probleme sunt și la București, și la Târgoviște, și la Arad, probleme sunt peste tot. Însă vreau să vă spun că așa cum orbul acesta avea probleme, nu trebuia să vină de la 500 ceva de kilometri, să vă spun în această seară faptul că traversăm o vreme cumplită, grea, dificilă. Însă în tot acest context de greutăți, de lupte, de suferințe, există niște pași concreți pe care dacă îi vom îndeplini, vom avea parte de biruința și răspunsul miraculos de la Dumnezeu pe care fiecare dintre noi îl așteptăm. Așa că, uitându-ne la acest orb din Betsaida, și apropo, Betsaida, tradus din original, înseamnă locul pescuitului. De ce s-a pus locul acela numele Betsaida? Pentru că acolo cei mai mulți oameni își câștigau existența din pescuit. Știe cineva câțiva dintre cei mai preeminenți ucenici ai Mântuitorului Hristos care erau din Betsaida? Cine mă ajută? Petru, Sfântul Andrei, Filip și chiar tot la Betsaida Domnul Iisus Hristos, printr-un copilaș care nu avea decât 5 pâini și 2 pești, a făcut o mare minune, s-au mulțit pâinile și pești, încât, zice Biblia acolo, 5.000 de bărbați afară de femei și copii, probabil 15-20.000 de oameni. Și tot la Betsaida Domnul Iisus Hristos a făcut această minune. Nu întâmplător v-am spus aceste detalii, pentru că undeva pe la jumătatea predicii vom vedea că sunt niște adevăruri fundamentale care se leagă de ce am spus eu acum. De aceea, observăm ca să vină izbăvirea în dreptul acestui orb și să fie vindecat de boala lui, de orbirea lui, au trebuit să fie întreprinși câțiva pași. Și primul pas pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră, la fel de valabil și pentru noi ca să primim răspuns de la Dumnezeu, a fost acesta. E nevoie de oameni care să aibă afecțiune, ăsta este cuvântul cheie, afecțiune, de așa manieră încât să aibă ochii deschiși, să poată vedea nevoile celor din jur. Cuvântul de căpătâi este afecțiune. Într-o vreme din ce în ce mai egoistă și individualistă, într-o lume în care cei mai mulți oameni sunt focalizați asupra problemelor personale, când oamenii aceștia au venit că au auzit că acolo în Betsaida vine Domnul Iisus Hristos, știți ce au făcut oamenii ăștia? Și permiteți-mi să exemplific în limbaj contemporan. Nu erau mașini pe vremea aceea, dar să zicem că erau în mașină, au urcat în mașină și au zis: bă, noi mergem la biserica aceea să ne întâlnim cu Domnul Dumnezeu. La care unul dintre ei a zis: mă, dar zice, mai avem un loc liber. Nu, zice, ce facem?
Du-te și vezi că acolo la Betsaida este un orb. Și uitați-vă că omul e tentat să se lege de defectele omului și când ai un defect extrem de vizibil, de evident, aproape că uită numele tău. Orbul ăsta negreșit avea și el un nume. Dar oamenii nu mai erau interesați de numele lui. Mai degrabă îl strigau după defecte. Așa sunt oamenii. Dacă ești chel, te strigă Pleșivule. Dacă ești mic de statură și pocăit, te strigă Zacheu. Dacă ești înalt, te strigă Goliat. Și tot se leagă de defectele omului. E, s-a legat imediat și de defectul acestui om. Ce e un orb acolo la Betsaida. Dar nu putem să lăsăm să rămână acolo. Noi avem sănătate, noi vedem. Putem discerne, putem observa, putem analiza, putem compara. Haideți să luăm pe orbul acesta cu noi și să-l ducem în prezența lui Iisus Hristos, că vorba rămânului, încercarea moarte n-are și speranța moare ultima. Bă, și l-a dus în prezența lui Iisus Hristos. Și de aici a început, dacă vreți, dragii mei, dacă vreți, punctul care a generat toată izbăvirea și miracolul vindecării în dreptul acestui orb de la Betsaida. Faptul că au fost niște oameni cu inimă, cu empatie, care au avut ochii deschiși să vadă nevoia celui de lângă el. Și întrebarea din această seară, pentru toți frații, surorile, prietenii de la Arad, este aceasta. Mai avem noi ochii deschiși pentru nevoile semenilor noștri? Într-un context în care cei mai mulți oameni de lângă noi, care traversează diferite drame, probleme, trec pe lângă noi ca niște umbre și nu mai avem ochi pentru ei, Dumnezeu ne spune în această zi că toată povestea asta a creștinismului, de fapt înseamnă în primul rând, ochii să-ți fie deschiși pentru a te uita la problemele celui de lângă tine. Știți ce înțeleg eu prin evenimentul din această seară? Niște oameni care n-aveau ce să facă decât să vină să stea două ceasuri aici. Serios? Doar atât să fie? Nu, nu. Oamenii ăștia din conducerea Bisericii Betania, din Arad, într-o zi s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Iisus Hristos i-a eliberat. Iisus Hristos le-a transformat viața, Iisus Hristos i-a eliberat de diferite păcate sau vicii pe care le aveau și dintr-o dată, fără să le spune vreun pastor sau preot, s-au simțit determinați, obligați moral în conștiința lor să le spună și altora despre Dumnezeu. Cine le-a deschis ochii? Cine le-a pus pe inimă să se preocupe de nevoile celor de lângă ei? Unul singur, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Adică, altfel spus, vreau să vă dau un exemplu cât se poate de banal, dar în același timp extrem de pilduitor. Să zicem cu titlul de Doamne Ferește, le iau pe Manu, că mi-e prieten, și de la voi de aici, adică din Arad, să zicem cu titlul de Doamne Ferește, dacă fratele Manu s-a îmbolnăvit de o boală cumplită, să zicem încă o dată, Doamne Ferește, cancer în ultima fază. Și medicii îi spun, bă, mai ai vreo 2-3 zile și mori. Și aude că există un medic undeva în România asta care tratează astfel de boli cumplite. Se duce, îi se administrează tratamentul, după o zi își revine, e sănătos, perfect, orice urmă de cancer dispare din el. Toți ne uităm spre el și spunem, Manu, ce se întâmplă cu tine? Vine în biserică, îl vedem fericit, plin de viață, bă, nu mai are nicio problemă. Cancerul a dispărut din el. Se așează lângă Vali, că le au și pe Vali, și Vali se uită supărat spre Manu, ce faci, Manu? Zice, fericit, am scăpat de boală, am speranță că voi mai trăi de acum încolo încă câțiva zeci de ani. Dar tu cum ești, zice Manu lui Vali? Nu, zice, eu sunt nenorocit. Păi ce problemă ai? Tu nu știi, zice, aceeași boală, zic încă o dată, Doamne ferește. Pe boala asta am avut-o și eu. Nu, zice, și știu cum e, cumplit, e dureros. Și atunci ce faci? Te-ai gândit cu ce preot să vorbești, cu ce pastor să vorbești, să-ți vină la slujbă, fanfară, ceva, ce chemi? Ce mentalitate trebuie să aibă fratele Manu, care stă cu tratamentul în buzunar, pe care și l-a administrat și a fost vindecat și știe că lângă el e un om care are exact aceeași boală și nu-i dă tratamentul. Se uită că în câteva zile sau săptămâni își pierde viața, se duce, rămân copiii pe drumuri, copii orfani, poate nevasta tânără rămâne văduvă. Ce inimă trebuie să aibă Manu să nu-i dea tratamentul, vă spun eu? O inimă aproape de criminal. Chiar dacă sună plastic. Păi știi că în 2-3 zile moare și tu stai cu tratamentul și nu-i spui nimic? Ați înțeles ce vă spun în această seară? Câți dintre voi, înainte să vă întoarceți la Dumnezeu, din toată inima dumneavoastră fumați? Hai, mâna sus! Toți care fumați înainte să vă întoarceți la Dumnezeu. Ridicați mâna! 1, 2, 3, 4, 5... Câți dintre voi consumați alcool înainte să vă întoarceți la Dumnezeu? Mâna sus! Câți dintre voi v-ați înșelat partenerul de viață? Mâna jos, că ies certuri!
Câți dintre voi făceați o grămadă de păcate și când v-ați întâlnit cu Iisus Hristos, Iisus Hristos v-a eliberat. No, atunci, dragii mei, vreau să vă spun în această seară, noi, dumneavoastră care ați fost eliberați de Domnul, de astfel de vicii și păcate, sunteți datori morali, să nu tăceți. Și când veți vedea oameni chinuiți de diavol, în depresii, în atacuri demonice, în vicii, în legături ale păcatului, nu trebuie să-i condamnați. Cum am auzit pe unii, ce oată și pe ăla, zice, fumează două pachete de țigări ca locomotiva, îți distruge plămânii, zice. Ia uite și pe omul ăla, zice, a fost director, a ieșit la pensie și am crezut că la 65 de ani îi vine mintea la cap, de unde? Bea 5 sau 10 halbe de bere pe zi. Uite cum merge pe 7 cărări. Și putem să râdem, să-i ostracizăm, să-i arătăm cu degetul, dar nu aceasta este inima lui Dumnezeu. Dimpotrivă, noi care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, trebuie să avem empatie pentru astfel de oameni, să nu-i judecăm, să nu-i arătăm cu degetul și să le spunem, omule bun, am o veste bună pentru tine. Iisus Hristos te poate elibera. Iisus Hristos te poate mântui. Iisus Hristos te poate transforma. Slăvit să fie Domnul în veci. De aceea, ca să vină izbăvirea, trebuie să facem acest pas. Să fim oameni care să avem empatie, afecțiune pentru cei nevoiași și când vei vedea nevoia celui de lângă tine, vino cu nevoia lui la Iisus Hristos. Că Domnul are o soluție pentru orice fel de problemă. Slăvit să fie Domnul în veci. Acum aproximativ 4 zile eram la evangelizare, tot într-un context în aer liber, într-un parc, chiar în parcul central din orașul Călăraș. Și la final, după ce s-a cântat, după ce s-a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, când am dat să plec, mă îndreptam către mașină, a venit un domn la vreo 40 de ani la mine și mi-a spus așa, pastore, zici, eu așa ceva n-am auzit niciodată, zici. Eu nu am așa o cultură bisericească, nu cunosc Biblia prea bine, nu am o cultură creștină, dar zice, așa m-am numit și eu creștin, că tot românul zice că e creștin. Dar zice, uite, eu-s legat de asta, eu-s legat de asta. Și zice, vreau și eu să mă întorc la Dumnezeul dumneavoastră, să fie eliberat de patimile care mă chinuie de ani de zile. M-am oprit, m-am rugat pentru el, apoi mai vine un alt domn și zice, seara asta a fost specială pentru mine, zice. La care întreb, de ce a zis vorba asta omul ăsta? Și zice el așa, frate Timotei, zice, dumneata nu știi, dar când am văzut scena, chiar în parcul central din Călăraș, când a văzut mesajul acela, împăcați-vă cu Dumnezeu, am zis, bă, trebuie să rămân până la final, că poate Dumnezeu are ceva de spus pentru mine. Zice, de ani de zile eu mă drochez și anul ăsta mi-am propus că dacă nu mă voi lăsa de droguri, că am mai încercat și de alte dăți și n-am reușit, să mă sinucid, zice. Dar zice, în seara asta, seara asta a fost specială pentru mine, m-am întâlnit cu Dumnezeu și vreau să mă întorc din toată inima la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. E, dacă să se întâmple miracolul izbăvirii de aceste vicii în dreptul acestor oameni, au fost niște simpli oameni din Călăraș care ne-au sunat cu câteva luni de zile înainte, care și-au pus timpul lor, resursele lor, viața lor, toate abilitățile lor la dispoziția lui Dumnezeu și a zis, organizăm un eveniment ca oamenii să audă despre Dumnezeu. Am plecat de acolo, pe de o parte cu o bucurie în suflet că astăzi puterea Evangheliei lui Dumnezeu schimbă vieți, transformă inimi, dar și cu o constatare pe care vreau să o proclam încă o dată aici. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Oamenii n-au nevoie de noi. Noi suntem simpli oameni muritori, ca și dumneavoastră. Noi, ca și dumneavoastră, într-o zi ne-am întâlnit cu Domnul Dumnezeu și fără de El viața noastră ar fi un faliment. Însă proclamăm în această seară stricta noastră dependență de El și mulțumim că într-o zi a avut milă și de viața noastră și dorim ca și în seara aceasta aici să mai izbăvească vieți, să mai transforme oameni. Dar pentru aceasta vă întreb pe dumneavoastră, stimați creștini, mai avem noi ochii deschiși pentru problemele celor de lângă noi? Viața și oamenii și societatea ne-a învățat să avem ochii ațintiți spre cei care stau în lumina reflectoarelor, care au ceva de spus, care au rating, care au vizualizări, care sunt chemați, care sunt aclamați, care sunt iubiți de oameni. Dar sunt o grămadă de oameni între noi care au o grămadă de probleme și de drame și nu-i nimeni să-i bată pe umăr, să-l tragă de mânecă, să-i spună, ce-i cu tine, mă, omule? E, acum 4 zile când mă întorceam eu din Călăraș, la 2 noapte am ajuns acasă în Târgoviște și când am ajuns undeva aproape de centrul orașului unde locuiesc, băi, am văzut efectiv
Erau vreo 4-5 mașini de pompieri cu o macara la etajul 4, multe mașini de poliție, încerca negociatorul să-l convingă pe un om să nu se arunce de la etajul 4. Am făcut și o cale întoarsă, am parcat, m-am oprit câteva minute și ca orice român curios am întrebat pe stimații milițieni, ce e aici? Și zice un domn de până în 40 de ani și-a sechestrat mama și copilul de câțiva anișori și amenință cu cuțitul, a pus un frigider, zice, în ușa apartamentului, mascații erau și ei acolo și nu știau exact cum să acționeze, așteptau probabil o comandă de la organul abilitat, probabil de la procuratură, fiindcă ei au zis că dacă rup ușa să intre, omul ăsta a zis că în primul rând își omoară copilul și era o chestiune până spărgeai ușa de câteva probabil minute. Și în timpul ăsta putea să moară trei, și el, și maică sa, și el să se sinucide, că amenința cu sinuciderea. Și era acolo zeci, sute de oameni care stăteau să privească scena. Aici am văzut din nou neperformanța unora dintre instituțiile statului român, că l-a amenințat că se aruncă de la etajul 4, dar nu a pus niște saltele. Să uitau, hai mă, sar sau nu, ceva genul. Sigur, bagatelizez un pic. Oricum se lupta cu el să negocieze, să nu se arunce de acolo. N-am mai stat mult, că era târziu, urma a doua zi să am un eveniment la o slujbă. Am făcut o rugăciune în gândul meu și am plecat de acolo. Nu mai știu ce s-a întâmplat, dar la două zile mă întâlnesc la un eveniment de slujbă religioasă cu cineva și la final dau mâna cu el și îmi spune, tu ai auzit ce s-a întâmplat în cartierul meu ieri? Și zic, ce? Păi zice, o doamnă judecător la vârsta de 48-49 de ani, de curând ieșită la pensii, fiindcă e lupta asta cu reducerea pensiilor speciale, nu îi mai ajungeau 4-5 mii de euro pensia. Era prea puțin. Cum adică să-i reduci pensii? Și a vrut să se arunce de la etaj. Și exact aceeași poveste cum s-a întâmplat cu o zi, două înainte, când am văzut eu scena aia. Și mi-am dat seama, dragii mei, că oamenii fără de Dumnezeu sunt disperați, au doar întrebări fără de răspunsuri. Și oamenii aceștia de la Biserica Betania au înțeles lucrul acest și au organizat seara aceasta când puteau să facă orice altceva. Și eu și dânsii, ca și dumneavoastră, puteam să stăm poate undeva pe centru vechi la o limonadă, picior peste picior și să vorbim despre orice altceva. E, dar în această seară noi n-am vrut să facem așa. Și am organizat evenimentul acesta pentru că știu că aici mai sunt oameni care au nevoie de Dumnezeu. Și un singur suflet, dacă se întoarce la Dumnezeu, dacă este eliberat de patimile și viciile lui, în cer e mare sărbătoare în cer, glorificat să fie Domnul în veci. De aceea îmi doresc ca fiecare dintre noi care ne numim creștini, Dumnezeu să ne deschidă ochii, să avem ochi pentru cei nevoiași, pentru cei care traversează drame, probleme și nu numai atât, să ne implicăm în viața lor. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. De fapt, definiția creștinismului înseamnă că transformă oglinzile în ferestre. Că mulți dintre noi am făcut din creștinism un fel de oglindă. Eu sunt sfânt, pruncii mei sunt sfinți, familia mea e neprigănită, lăudat să fie Domnul. Dar da, atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu transformă oglinda în care te vedeai numai dumneata, în ferestre să poți vedea nevoia celui de lângă tine. Și îmi doresc ca Dumnezeu să ne mai deschidă ochii, amin? Așa să facă Dumnezeu. În al doilea rând, ca să vină izbăvirea, dragii mei, s-a mai întâmplat ceva în textul ăsta. Orbul a dat de vadă de o ascultare desăvârșită. Dacă primul cuvânt de căpătie este cuvântul empatie sau afecțiune pentru nevoile celor de lângă noi, al doilea cuvânt cheie în textul ăsta este cuvântul ascultare. În momentul în care oamenii aceștia l-au adus pe Iisus, l-au adus pe orb la Domnul Iisus Hristos, Iisus Hristos îl ia de mână și ce face? Îl scoate afară din sat. Nu știu ce-o fi gândit orbul în mintea lui. Dar cel mai probabil știți și a zis, îmi aduce aminte de legea vechi testamentară. Eu n-am voie să stau în prezența lui, că Iisus Hristos este lumină din lumina adevărată și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și acum mi-aduce aminte de un precept vechi testamentar că eu nu am voie să stau în prezența lui. Probabil că s-a simțit din nou repudiat, respins, izolat, marginalizat. Dar cu toate acestea, alege să meargă de mână cu Domnul Iisus Hristos. Uimitor! Acest cuvânt înseamnă ascultare. A dat dovadă de ascultare de Domnul Iisus Hristos, chiar dacă nu înțelegea. Dacă l-ar fi întrebat cineva, ei, orbule de la Betsaida, de ce crezi tu că Mântuitorul Hristos te ia de mână și te scoate afară din sat, din Betsaida? Cel mai probabil n-ar fi înțeles nimic. Dar omul ăsta
a ales să creadă, să asculte și să meargă pe mâna lui Iisus Hristos, chiar dacă nu înțelegea nimic. Că și noi, în calitate de creștini, de o grămadă de ori nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Am avut și încă avem întrebări la care n-am primit răspuns, dar Dumnezeu nu ne-a cerut să-L înțelegem. Dumnezeu ne-a cerut să-L ascultăm, că ar fi o pretenție absurdă să-L pot înțelege eu cu mintea mea limitată, reducționistă, finită pe Dumnezeul infinit. Dumnezeu este omniscient, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este a toate cunoscător și Dumnezeu care este nelimitat în timp, în spațiu, în cunoaștere, nu poate fi închis în carapace anumită rațiunea mea mică, finită și limitată. Dumnezeu nu ne-a cerut să-L înțelegem, ne-a cerut în schimb să-L ascultăm. Doamne ajută! Și vindecarea începe în viața noastră atunci când vom începe să ascultăm de Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, din ce în ce mai des aud oameni care divorțează. În fiecare an în România sunt peste 32.000 de divorțuri. Acum câteva luni de zile veneam de la evangelizare din Anglia, acum am dat să ies din biserică, o tânără doamnă m-a oprit și mi-a spus așa: pastore, ai 2 minute să stăm de vorbă. Și zic cu siguranță. Stau de vorbă cu dânsa și îmi spune așa, zice: vezi dumneata pruncul ăsta de vreo 3-4 anișori și mai avea un copilaj de vreo un an în brațe. Zice, acum un an, când m-am dus să nasc copilul ăsta pe care îl țin în brațe în sala de maternitate, zice, bărbatul meu a plecat de la mine, s-a dus după alta. Am simțit atunci când am auzit vestea că nu mai pot, fără serviciu, fără de salariu, fără de niciun ajutor financiar și nu mai știu ce să fac, pastore, îs disperată, m-am rugat pentru ea și am încurajat-o să creadă în Dumnezeu, că Dumnezeul este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor și a plecat încurajată. Astăzi este pe calea lui Dumnezeu, îl iubește pe Domnul și se luptă să dea o educație bună acestor copilași câtă vreme Dumnezeu îi mai dă viață ei și pruncilor. Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta. Însă, am înțeles încă o dată, dragii mei, că viața fără de Dumnezeu este o viață tristă, dureroasă, o viață în care se sparg farfurii, se trântesc uși, când oamenii divorțează din orice. Uitați-vă că am ajuns să ne împărțim copiii precum bunurile patrimoniale și nu pot uita niciodată când în fața tribunalului, la secția de judecătorie, există o procedură în dreptul civil, când copilul face 10 anișori, e întrebat de către instanță, cu cine vrei să mergi, cu tata sau cu mama? Și când judecătorul se uită în ochii acelui copilaș inocent, îi zice, auzi, puiule, tu cu cine vrei să mergi, cu tata sau cu mama? Pentru că ăștia îs hotărâți să divorțeze, la care copilul a făcut un gest care propriu zis mi-a mișcat sufletul. A luat mâna tatălui, a luat mâna mamei și a zis, vă rog frumos, nu-mi sfâșiați inima în două, eu vreau și cu mama, vreau și cu tata. O lacrimă i-a dat într-un colț de ochi judecătorului, dar pentru că și-a dat seama că ședința e solemnă, a zis, din păcate nu se mai poate, fiindcă acești părinți ai tăi, mânați de un orgoliu steril, fiecare să-și arate dreptatea lui, animați de un spirit ostentativ, nu mai pot rămâne împreună. Vreau să vă pun o întrebare, fără a leza conștiința nimănui în această zi, pentru că omul care trece printr-o astfel de dramă, are dureri, are suferințe, nu mai vreau să pricinuiesc eu încă o durere la dramele astea, dar totuși trebuie să spunem adevărul care ne vindecă în această seară. Cu ce a greșit copilul ăsta de câțiva ani să crească fără de mamă sau fără de tată? Vă spun eu cu nimic, dar în momentul în care am ajuns să ne reducem copiii la niște simple bunuri patrimoniale, microundele merge la mama, zice mașina de spălat merge la tata, exact așa am început să facem din copiii noștri. Unul merge cu tata, altul cu mama. Din 3 milioane de copii în România, peste 1 milion cresc în familii monoparentale sau disfuncționale. Au plecat în țări străine, prin Belgia, prin Anglia, prin Spania, prin Italia, crezând că pruncii lor au nevoie doar de parale, de lire sterline, de euro și de iPhone 14. Hei, pruncii sunt un univers de sentimente. Ei au nevoie de mângâierea ta ca mamă, au nevoie de îmbrățișarea ta ca tată, au nevoie să-i strângi la piept, să-i spui te iubesc și rămân lângă tine orice s-ar întâmpla. Dar când omul se îndepărtează de Dumnezeu și nu mai ascultă de principiile lui Dumnezeu, începe să-și facă viața după propria vrere. Și ascultați-mă bine, ca să vină izbăvirea pentru neamul românesc, ca să vină trezirea peste familii, ca Dumnezeu să mai facă schimbări, e nevoie să ne întoarcem din nou la acest cuvânt al lui Dumnezeu și să ascultăm de El. Doamne ajută-ne! Vă pun o întrebare cât se poate de banală, de logică în seara asta. Eu, de exemplu, dacă vreau să știu cum funcționează seatul ăsta, că-l văd aici în dreapta mea, nu știu al cui o fi,
La cine să mă duc să întreb? Domne, cum să am grijă de seatul ăsta ca să știu că funcționează cel mai bine? Nu mă duc la Manu Negra, pe el îl întreb de do minor și fa major. Ați înțeles ideea? Nu știu, poate are abilități și în domeniul mecanic. Dar zic și eu. Dar mă duc la cel ce e autorizat. Mă duc la cel ce a fabricat seatul. Și ăsta care a fabricat seatul știe să-mi spună, bă, uite, pui motorină la 12-15 mii de kilometri, schimb uleiul și îmi dă toate detaliile. Dacă eu țin cont de acele detalii, mașina va funcționa în parametru optim, an bun de zile, corect? E, dragii mei, cine poate ști cum poate funcționa omul și familia mai bine decât cel ce a fabricat familia? Dumnezeu a creat-o. Dumnezeu m-a creat și pe mine și pe dumneata. Și Dumnezeu știe cel mai bine cum putem funcționa. Și mi-aduc aminte, după câțiva ani de căsătorie, nevastă mi-a zis, vezi că te urmăresc de vreo 2 ani, zice, și tu n-ai mai spălat de 2 ani în vas. Bă, asta era problema mea. Nu prea îmi place să spăl vasele. În general o ajut în domeniul culinar, dar asta nu-i geabul meu. Și am rezolvat foarte repede problema, m-am dus, am cumpărat o mașină de spălat vase și lucrurile s-au rezolvat. Idee pentru toți bărbații, ca să nu mai apară litigi de maniera asta. Nu, și vreau să vă spun că atunci m-am uitat, am văzut, nu știam exact butoanele cum funcționează, m-am dus că bărbatul e practic, așa se zice. Și m-am dus, am văzut că în spatele mașinii era un manual de instrucțiuni, l-am deschis și acolo zicea, ăsta e butonul pornire, acolo pui detergent, dar dacă în loc de detergent eu puneam motorină, nu se strica mașina? Categoric da. E, vreau să vă spun că omul care a fabricat mașina aia a lăsat un manual de instrucțiuni și a zis, dacă tu ții cont de instrucțiunile alea, o să fie bine de mașină și te duci după 2 săptămâni să ți-o repare cineva. E, vreau să vă spun în această zi, ați auzit oameni care s-au abonat la psiholog? Ați auzit oameni care divorțează? Ați auzit de oameni care clachează, care au probleme psihoemoționale, care se învârt noaptea ca ușa înțâțând și nu mai au pace, crezând că cea mai bună pernă e aia de la Dormeo, uitând că cea mai bună pernă e o conștiință curată? Știți de ce se întâmplă toate astea? Fiindcă oamenii au sfidat manualul lui Dumnezeu de instrucțiuni. Eu și cu dumneata nu știm cum să fim fericiți. Niciun pastor, niciun preot, niciun psiholog n-are voie să ne spună nouă și nu e cel mai abilitat să ne spună nouă cum poate fi viața noastră împlinită fericită atât aici pe pământ, cât și pentru a ne asigura destinul etern sus în raiul lui Dumnezeu, nu în iad pentru întotdeauna. Și atunci Dumnezeu, care știe cursul istoriei omenirii și care m-a creat și pe mine și pe dumneata, ne-a lăsat pe pământul ăsta un manual. Știți cum se cheamă? Biblia! E cartea lui Dumnezeu pe care noi, dacă vrem să fim vindecați, trebuie să o ascultăm. Dar știți de ce de multe ori apar probleme? Pentru că noi o sfidăm și nu o ascultăm. Aceasta este marea problemă. Pruncul meu, când avea 1 an jumătate, avea obiceiul să meargă des la priză. Bă, și spuneam, puiul lui tati, nu umbla la priză, că tati, zice, îți dă nana. Pe asta puteți să o tăiați la filmare, că ăștia colegile lor. Și el plângea. Știți ce credea el despre mine la momentul acela? Că eu sunt un tată rău. Că atentez la libertatea lui. Dumneavoastră, stimați părinți, așa e că spuneați despre mine că sunt un tată preventiv și bun, că nu vreau să intre, Doamne ferește, în coliziune cu curentul electric și să moară? E, așa cred o grămadă de oameni când citesc Biblia și aud poruncile astea. Nu trăcui, nu curvi, nu minți, nu-ți înșela partenerul de viață, nu te droga, nu-ți băga banii la aparate, nu spune minciuni. Ei, știți ce cred? Că Dumnezeu atentează la libertatea lor. Dar de fapt, numai ascultând de aceste principii, viața lor va fi fericită și împlinitoare. O, Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Și orbul ăsta știu ceva. A știut că dacă ascultă de Iisus Hristos, el va primi izbăvirea de care are nevoie. Și dumneata trebuie să știi ceva în această seară, că dacă vrei să ai parte de izbăvirea lui Dumnezeu, trebuie să asculți de Dumnezeu prin toate poruncile și principiile pe care le-a stipulat aici în Biblie. Dar de unde să știm noi cum să ne trăim viața dacă românul nu mai citește Biblia? Preferăm să stăm pe TikTok toată ziua. Vedetele României au ajuns să fie Viorel și Vulpița. Că dacă întreb pe unul despre Sfântul Petru, se uită la mine și zice, parcă am auzit el, scria Eminescu ceva despre el, nu? Nu, nu, scria Biblia despre el. Dar astăzi oamenii nu mai citesc Biblia și au pretenția să se numească creștini, ortodoxi, penticostali, catolici, adventiști, baptiști, de orice altă denominațiune confesională. Dar ascultați-mă,
Singura carte care ne poate împlini viețile, singura carte care ne poate izbăvi, singura carte care ne poate duce sus în cer la Dumnezeu, a fost, este și rămâne Biblia. Este cartea care stă pe toate altarele Bisericii lui Dumnezeu. E cartea împotriva căreia au luptat foarte multe sisteme. Sistemul lui Hitler, că de la evrei ne-a venit și binele și răul, și dracu și Dumnezeu. Pentru că, nu știu dacă știți, dar Hitler la rădăcini era evreu. Karl Marx, cel care a promovat marxismul, comunismul, tot evreu. Și uitați-vă că de acolo ne-a venit și blestemul și mântuirea, că tot printr-o sfântă fecioară numită Sfânta Fecioară Maria a venit mântuirea în lume prin Domnul Iisus Hristos. Ea a fost purtătoare de Hristos și prin Sfânta Fecioară Maria a venit mântuirea în lume. Glorificat să fie Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea Lui. O, ascultați-mă, mi-a spus odată cineva, părinte, la o mormântare, știți care e problema mea cu dumneavoastră? Că dumneavoastră, creștinii ăștia evanghelici, voi nu prețuiți sfinții și nici pe Fecioara Maria. Greșiți! Noi prețuim mai bine decât cei mai mulți dintre dumneavoastră toți sfinții, însă nu îi venerăm. E mare diferență. Și am găsit cel mai nobil mod prin a-i cinsti, să călcăm pe urmele lor. Și călcând pe urmele lor, trăind în neprihănire și în curăție de inimă, îi cinstim cel mai bine. Că știți cum înțelege astăzi omul să cinstească sfinții? Nu zice, e Sfântul Ilie, nici nu știe cine a fost Sfântul Ilie. Dar domnule, ce e zi liberă. Concediu, petrecere, salam sau parizări, cum l-o chema pe ăla, smiley, show, distracție, înjură, drăcuie, se îmbată, se fac magmur, se mai înjură vreo 2 ore și zice, no, am cinstit sfinții. Serios? Vreau să vă spun în această zi că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ascultăm de principiile Lui. Și când vom începe să ascultăm de principiile lui Dumnezeu, va veni izbăvirea în viața noastră. Cu fiecare pas al ascultării noastre, Dumnezeu va vindeca sufletul nostru, va vindeca casele noastre, va vindeca România, va vindeca bisericile noastre. Slăvit să fie Domnul în veci. Și vreau să mai observăm ceva tot aici la acest punct. Fratele Manu, ușor, ușor, așa am vreo 50 minute, te apropii de mine, bine? Totuși, vă mai pun încă o întrebare în seara asta. Am văzut că nu vreți să răspundeți. Probabil vă place prea mult vremea asta și vreți să vă bucurați din plin de ea. Dar ascultați-mă. De ce credeți dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos face acest gest? Îl ia pe orb de mână și îl scoate afară din cetate. Oare de ce? Cum? Se poate afișa Matei capitolul 11 cu 21? Pentru voi era întrebarea asta. Se poate afișa Matei capitolul 11 cu 21? Dacă nu se poate, nu-i problemă. Dar vreau doar să vă aduc aminte de acest verset. Auziți ce spune chiar Mântuitorul Hristos? Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Besaido! De unde era orbu? De la Besaida era. Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care s-au făcut în voi ăștia, de mult s-ar fi pocăit și s-ar fi întors la Dumnezeu. Ce vrea să spun acest verset? Mai zic încă o dată. Vai de tine, Horazine, vai de tine, Besaida, căci dacă ar fi fost făcute în cetățile păgâne, din Tir, din Sidon, minunile care s-au făcut la voi aici în Besaida, și v-am spus, din Besaida era Sfântul Petru, din Besaida era Sfântul Andrei, în Besaida s-a întâmplat înmulțirea pâinilor, în care, eu zic, 15-20 de mii de oameni au fost hrăniți miraculos cu doar 5 pâini și 2 pești. E, și uitați-vă ce spune de fapt Domnul Iisus Hristos. Am făcut prea multe minuni în Besaida și n-au vrut să se pocăiască. Acum înțelegeți de ce Domnul Iisus Hristos îl ia de mână pe orb și îl scoate din Besaida? De ce? Pentru că, de fapt, figurativ vorbind, dă o palmă peste nas sistemului religios evreiesc, care a avut parte de atâtea minuni, de atâtea învățături, de atâtea predici, de atâtea evanghelizări. Și știți ce au făcut? N-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus Hristos zice, o, orbule, de tine îmi pasă, de problema ta îmi pasă, dar la Besaida nu mai vreau să fac nicio minune, că am făcut prea multe. Și n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Și ingratitudinea noastră, nemulțumirea noastră, nerecunoștința noastră, lipsa răspunsului potrivit așteptărilor lui Dumnezeu din viața noastră, îl îndepărtează pe Hristos de la noi.
Și ascultați-mă bine ce vă spun în această seară. Mesajul meu este unul cât se poate de serios. Cea mai binecuvântată generație am fost noi. Și din punct de vedere financiar, vă rog, nu vă plângeți. Noi ne plângem că din 2008-2009 a fost criză. România e de când e ea în criză. Dar mai bine financiar ca astăzi, n-au fost românii niciodată. Grație și diasporei, grație și oamenilor care au ieșit prin afară, grație lui Dumnezeu în primul rând. Dar ascultați-mă, din punct de vedere spiritual, n-am fost mai răsfățați ca în ultimii zeci de ani. Avem Biblii în toate edițiile. Biblii la un clic distanță. Ce ediție vrei? Vrei ediția Sfântului Bartolomeu Anania, Biblia Sinodală? O poți citi. Vrei Biblia preotului Colonescu? O poți citi. Vrei ediția Thompson? Vrei nu știu câte ediții mai sunt în lumea asta? Vrei acum să citești Noul Testament din greacă, tradusă după limba originală? Te uiți și poți să citești Biblia. Și cu toate astea, măcar că avem atâtea resurse, atât de puțină pocăință este și atât de puțin cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu și mai slabă pocăința ca astăzi, în dreptul multora, n-a fost niciodată. Măcar că avem o grămadă de resurse, măcar că Dumnezeu ne-a binecuvântat, măcar că putem asculta ce predicator vrem noi. Vreți să-l asculți pe părintele Necula? Îl poți asculta la un clic distanță. Vreți să asculți nu știu ce pastor, ce predicator renumit? Poți la un clic distanță să-l asculți. Câte binecuvântări nu ne-a dat nouă Dumnezeu. Și ascultați-mă ce vă spun în această seară. Marea drama omenirii este că măcar că avem atâtea surse de informare, nu mai vrem să auzim de Dumnezeu. Și omul devine tot mai rău, tot mai păcătos, tot mai stricat, tot mai departe de Dumnezeu. Care este problema? Problema este la lipsa noastră de ascultare. Și ascultați-mă bine, belșugul acesta de binecuvântare, harul acesta, mult nu va mai sta. Și ce se întâmplă? Pandemie, războaie, inflație, recesiune economică. Sunt metode, circumstanțe prin care Dumnezeu începe să clatine prea multul nostru bine care ne-a îndepărtat de Dumnezeu. Că atunci când noi amândoi eram săraci, știam să împărțim o pâine în patru dacă era nevoie. Dar când am dat de bani, când am dat de lire și de euro și când am început să fim bine financiar și material, a început omul să uite de Dumnezeu. La ce să mai vină omul marțea la rugăciune dacă poate rezolva orice cu bani? Și astăzi nu-L mai căutăm pe Dumnezeu. Dumnezeul celor mai multor dintre noi îi banul, îi maimona, nu mai este Dumnezeu. Banul a făcut ca multe suflete să-și piardă valoare. De aceea vreau să vă spun în această zi, Dumnezeu ne spune cât se poate de clar fiecare dintre noi. Este un timp în care eu vorbesc. Este un timp în care eu binecuvintez. Este un timp în care eu organizez evenimente, evangelizări, aduc pastor, aveți predicator, pe fratele Tomuța, pe fratele Beni Crișan, pe tatăl dânsului, pe fratele Tipe, o grămadă predicatori. Am înțeles că mâine seară sau nu știu, Dani Popa, Adi Mocanu și câți ori mai fi. Și Dumnezeu ne-a tot îmbogățit sufletul cu o grămadă de predici, evenimente și evangelizări. Și cu toate astea, spuneți, inima omului se face mai bună sau mai rea? Sau venim ca la un spectacol ieftin, stăm pe un scaun, cine mai e mă și asta să-mi spună mie despre Dumnezeu? Dacă spuneam o glumă, dacă chemam o cântăreață celebră de la București să vină să dea un concert de desfrâu aici, erau poate cu sutele de mii, nu mai era loc pe tot campingul ăsta. Dar oamenii când aud de Dumnezeu, de suflet, de Biblie, imediat le repugnă ideea. Știți de ce? Pentru că atunci când sufletul ți-e dezordonat, nu vrei lumina. Pruncuma tale când era adolescent și când avea șosetele aruncate invers, cărțile răsturnate, când veneai în casă la el, spuneai, mama, nu veni, de ce? Nu-i plăcea să vezi dezordine. Câți dintre dumneavoastră astăzi, înainte să veniți aici, v-ați uitat în oglindă? Și dacă ați văzut că părul vă stătea ciufulit, ceasă, v-ați stat cu pieptănul așa, corect? Bine ați făcut. Dar ascultați-mă, din punct de vedere simbolic, metaforic, Biblia se mai numește oglindă. Când eu stau față în față cu această oglindă a lui Dumnezeu numită Biblia, ea îmi spune, nu minți, nu ține ură, nu invidia, nu curvi, nu drăcui, nu bea, nu fuma, nu fă fapte rele. Și când mă uit în fața acestei oglinzi, dacă eu trăiesc contrar acestei oglinzi, am două posibilități. Fie să-mi ajustez viața după cum îmi spune oglinda, fie să sparg oglinda, să trăiesc mai departe în păcatele mele. Unii dintre voi preferați să spargeți această oglindă și fugiți de ea. Și praful de pe Biblie ne va face praf într-o zi. Știți de ce? Pentru că noi ignorăm cu nonșalanță. Hei, stimați creștini,
De aici, de la dumneavoastră, a plecat credința. Când am intrat în Păuliș, așa o zgudietură emoțională a fost în sufletul meu. Și am zis, bă, de aici un om bătrân, Gheorghe Bradin, s-a întâlnit cu realitatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. A fost atins de Domnul. Și de aici s-a născut o mișcare extraordinară. Noi, cei răsfățați, noi, cei binecuvântați, noi din partea de sud, Bucureștiul, Târgoviștea, n-am fost atât de binecuvântați ca dumneavoastră. Noi ne duceam să facem evanghelizări prin sat și popa ne spărgea cauciucurile să nu le mai spune despre Dumnezeu. Dacă vreți să beți, să dați desfrut și show-uri, veniți, zicea. Dar dacă vorbiți despre Dumnezeu, să lase omul de prostii, plecați! Noi n-am avut parte de astfel de binecuvântări ca zona de nord a țării. Dar în aceste vremuri, Dumnezeu vă cheamă să vă întoarceți din toată inima la El. Pentru că El poate să plece de la Besaida. Și uitați-vă că, da, Uniunea Europeană fondată prin 1951-52, primari fondatori ca Robert Schuman, ca Alcide de Gasperi și alții, care au fondat Europa asta pe valori creștine, a început fiind statele fondate pe valori creștine, Dumnezeu să toarne peste ei binecuvântări după binecuvântări și Dumnezeu să aibă prosperitate. Uitați-vă la țările de nord, uitați-vă la America, la Australia, la Anglia, Suedia, Norvegia, Finlanda, țări prospere din punct de vedere material, pentru că au avut la bază valori creștine. Aici la dumneavoastră am analizat 4 ani o teză de cercetare doctorală în care am văzut că toată Constituția Americii de fapt a fost fondată pe valori creștine. Și astăzi, știți ce au început să facă ei? Pe când mă duc în Franța și îmi spun oamenii 50% e procentul de ateism, nu mă apucă durerea de cap. Oameni care altădată și-au bazat statele, Constituția, legile țării pe valori creștine, au ajuns să le meargă bine. Prea multul bine a venit o altă generație, au mers ca dintr-o inerție, a făcut amestec între Dumnezeu și religie. Vin, cânt, fumează, păcătuiesc, iar mai spun un Doamne ajută și mai aduc de aminte Dumnezeu la Paști și la Crăciun. Și acum mă uit în Olanda, unde merg aproape în fiecare lună, mă uit în Belgia, mă uit în țări care altădată îl proclamau pe Dumnezeu. Astăzi au început atât de tare să îndepărteze de Dumnezeu. Și acolo unde erau biserici, acum sunt discoteci, sunt cluburi de noapte, săli de pariuri sportive, pentru că omul a zis nu-L mai vrem pe Dumnezeu. Și Iisus a început să plece. Și uitați-vă ce se întâmplă în lumea a treia din Africa, se pocăiesc cu milioanele, pentru că vântul Duhului Sfânt începe să bată și să mântuiască sufletele care sunt deschise. E, n-au nevoie să asculte predici de ore întregi cu sofisme, concepte, dezbateri teologice. Vă vină la Dumnezeu, îi aud o singură cuvânt: Iisus te iubește, L-a murit și pentru păcatele tale. Și omul ăla se prinde de crucea Golgotei și spune: și eu am nevoie de iertare, și eu am nevoie de mântuire. Dar nu o generație de oameni răsfățați, cu pretenții de a toate cunoscători. Nu ne mai mișcă nimic din loc. Și ascultați-mă bine, Iisus Hristos s-a uitat către oși și a zis: eu nu mai vreau să fac nicio minune la Besaida, că am făcut prea multe minuni și n-au vrut să întoarcă la Domnul. Și ascultați-mă, lipsa pocăinței noastre, răzvrătirea noastră, nemulțumirile noastre îl vor îndepărta pe Dumnezeu și vor aduce lumea celui rău. Și vreau în această seară să vă chem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru vremurile de har. Mulțumesc Domnului pentru pastorul Tomuța, pentru frații Crișan, pastor oamenii lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei ce s-au ocupat ca acest eveniment să fie sub cerul liber, pentru că oamenii ăștia mai trag încă un semnal de alarmă. Oameni buni, dacă vreți izbăvirea, întoarceți-vă la Dumnezeu, ascultați de principiile sale, ca să nu plece de la noi, ca să nu se ridice o generație de smintiți în care nu mai știe ce-i familie, ce-i fidelitate, ce-i moralitate, ce-i bine, ce-i dreptate. Iar pentru asta noi va trebui să băgăm din nou Biblia. Până să vină pandemia, mergeam lunar în pușcării. Unora le mai oferam consultanță juridică, altora le predicam despre Dumnezeu. Cei mai mulți oameni au avut Biblia în pușcării, pentru că atunci când erau în libertate, nu li s-a dat Biblia. Vreți să le dați copiilor Biblia în pușcării? E destul de târziu atunci. Dați-le că sunt copii și adolescenți.
și nu va mai fi nevoie să vă duceți prin pușcării să-i vizitați. Pentru că ei se vor feri de păcat. Fie păcatul te va ține departe de Sfânta Carte, Biblia. Fie Biblia te va ține departe de păcat. Eu în această seară vreau să-i spun lui Dumnezeu: mulțumesc pentru ce îmi dai, Doamne. Vino înapoi la noi, nu pleca din Betsaida sufletului nostru. Nu pleca din Betsaida bisericii noastre. Nu pleca din Betsaida familiilor noastre, avem nevoie de tine. Dacă simți că Dumnezeu nu mai e în casa ta, dacă simți că în locul lui Dumnezeu a luat locul televizorul, lumea murdară, fumul de țigară, ciocnitul de pahare, înjurăturile, drăcuielile, scandalurile, ascultă-mă bine, omule, tu trebuie să asculți din nou de Dumnezeu. Tu trebuie să-L chem pe Dumnezeu să vină în casa ta, să-I mulțumești că în această seară te-a adus aici, nu la întâmplare. Poate te uiți la mine și mă vezi un simplu om muritor ca și dumneata. Ascultă-mă bine, tot ce se întâmplă în seara asta aici nu e la întâmplare. La întâmplare că prinzi trenul sau că te întâlnești cu Nea Gheorghe pe drum. Seara asta a fost programată de Dumnezeu. El este orchestratorul și artizanul tuturor evenimentelor din viață și te-a adus aici cu un scop. Te iubește și îți vrea izbăvirea ta. Vrea să te scape de păcatele tale. Vrea să aducă pace în casa ta. Vrea să aducă transformarea de care inima ta are nevoie. Poate a fost momente noaptea când te-ai prins cu mâinile de păr și ai spus: vreau să mă schimb, vreau pe Dumnezeu, vreau din nou pace în casa mea. Și ai promis că te vei schimba și că vei deveni mai bun sau mai bună și n-a fost așa. A trecut timpul și poate că ești mai rău decât anul trecut. Astăzi este prilejul nimerit, când să lași pe Hristos să te prindă de mână. Orbul înainte de vindecarea fizică avea nevoie de vindecare emoțională. Să-L prindă Hristos de mână. Nimeni n-a mai făcut asta cu el. Toți îl repudiau, toți îl respingeau. Probabil copiii de pe stradă aruncau cu pietre în el, că profitau de vulnerabilitatea lui, că nu vedea ce. Cine te-a lovit? Ei, dar vreau să vă spun că într-o zi Iisus Hristos îl prinde de mână și merge la pas cu el. Era pentru prima dată când simțea fiorii vindecării în trupul și în inima lui. Seara asta tu ai nevoie de o pereche de brațe divine. Ai nevoie să te prindă Hristos de mână și să mergi de mână cu El în fiecare zi a vieții dumneata. Și de aici va începe eliberarea, vindecarea, restaurarea rănilor tale, mântuirea casei tale, a familiei tale, și te vei putea bucura de Dumnezeul care este mântuirea ta. Anul trecut predicam la o biserică în Bistrița și am auzit de un director, nu dau numele instituției, care n-avea treabă cu Dumnezeu, s-a îmbolnăvit de cancer, ganglion cancerigen aici la gât avea. Și au auzit de niște oameni pocăiți, zice: voi am auzit că voi acolo vă rugați și pentru oameni bolnavi și uneori Dumnezeu când vrea vindecă într-un mod miraculos. Ce n-ați vrea să mă duceți și pe mine acolo la voi? Și omul ăsta se duce cu omul ăsta al nostru la o seară de rugăciune într-o miercuri, unde undeva lângă Fodora, unde e casa lui Florin, un om al lui Dumnezeu, Pantea. Și a ajuns mai târziu și încerca să-l pregătească. Bă, zice, vezi că noi ne rugăm în comun să nu te sperii, să fie ok, să fie regulă. Oamenii vin, spun durerile, se roagă lui Dumnezeu. Unii mai încet, alții poate uneori mai tare. Vin oamenii și se roagă să spună durerea, că dacă nu la biserică, unde? Și a ajuns mai târziu, cu vreo câteva zeci de minute, cum a deschis ușa, a intrat în salonul ăla mare, s-a plecat pe genunchi acolo și Duhul lui Dumnezeu vine prin omul lui Dumnezeu și spune așa: așa îți vorbește Domnul, omule, eu sunt Dumnezeul cancerului și în seara asta mă ating de tine. Îți pun în față viața și moartea, binele și răul, alege viața, alege mântuirea ca să trăiești și să fii fericit cu Dumnezeu. A început să plângă, a zis: bă, cum te știe omul ăsta problema mea? Nu el o știa, o știa Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. După ce s-a sfârșit seara de rugăciune, a urcat în mașină. Când s-a coborât să lasă pe omul ăsta, zice: bă, eu nu, tu vezi ceva? Zici, eu nu mai am ganglionii cancerigeni, zici. Uită-te, zice, pipă-i mă, uită-te la gâtul meu, nu mai am. Dumnezeu s-a atins de mine. În urma investigației medicale, a fost declarat vindecat, nicio urmă de cancer nu s-a mai găsit în trupul lui. Și așteptam să văd dezvoltământ. Și ce s-a întâmplat? S-a dus înapoi în lume. Din nou la pahar și la țigări. Din nou la petrecere. Când mă așteptam că după seara aia în care e vindecat de Domnul și plânge și spune: da, am nevoie de Dumnezeu în viața mea, că o să se schimbe, dar n-a fost așa. Ingratitudinea și nemulțumirea omului îl îndepărtează pe Dumnezeu. Și Domnul îți face bine o dată, de două ori, de nouă ori.
dar la un moment dat, ca și dumneata mamă, nu-i așa? Vă spun, vin la masă, îți pregătesc masă, te ajut, îți fac asta, până când? Ei, ascultați-mă bine, există o vreme de răbdare și de cercetare a lui Dumnezeu pentru fiecare om. Câtă vreme ești în timpul ăsta de cercetare, Dumnezeu mai bate la ușa inimii tale. Dacă a trecut perioada de cercetare, poate să-ți predice cei mai buni predicatori din România, nu o să te schimbe în veci. Există o vreme a cercetării pentru fiecare și ascultați-mă bine. Imaginați-vă că din punctul A până în punctul B e un timp în care Dumnezeu cercetează. Domnul îi spune femeii din Apocalipsa, i-am dat vreme să pocăiască și n-a vrut. Îi spune poporul Ninivean, încă 40 de zile vă mai aștept. Și dacă în timpul ăsta nu vă întoarceți la mine, zice, nenorocirea va veni peste voi. Lui Nebucadnețar, Dumnezeu îi mai dă un an de zile. Vede un vis, copacul ăla mare, înalt și verde, zice, ce-o fi însemnând asta, la care vine profetul Daniel. Hei, copacul acela mare, înalt, verde, falnic, mai presus de toți împărații lumii, ești tu, împărat Nebucadnețar. Placă sfatul meu, rupe cu nelegiuirea, întoarce-te la Dumnezeu și poate că ți se va prelungi fericirea. Știi ce am crezut după predica aceea? Că Nebucadnețar se va întoarce la Dumnezeu. Dar știi ce a făcut? A dat două lacrimi într-un colț de ochi și a spus, bă, ce a vorbit omul ăsta, dreptate a avut. Și după câteva luni de zile a uitat. Îl văd cu mâinile în buzunar, merge, n-are nicio treabă. Și nu e acesta palatul meu, Babilonul meu, imperiul meu pe care mi l-am clădit. Și din cer un sol al lui Dumnezeu a strigat, află împărate Nebucadnețare că astăzi ți se va lua împărăția. Îți vei pierde mintea și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Câtă vreme? 7 vremi. De ce 7 vremi? Pentru că împietrirea omului, atât de greu se lasă mișcată să proclame că depindem de Dumnezeu cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Și eu zic în seara asta, depinde Dumnezeu cu tot ce am și cu tot ce sunt. Câtă vreme ești în interiorul vremii de cercetare, te mai poți întoarce la Dumnezeu. Ce pot să fac eu, ce pot face părinții dumneata, pastorii și oamenii lui Dumnezeu, câtă vreme ești în vremea de cercetare a lui Dumnezeu? Amintiți-vă numai ce spune Hristos Ierusalimului. Ierusalime, Ierusalime, de-ai fi cunoscut tu ce? Vremea cercetării. Te-aș fi strâns la pieptul meu, cum cloșca strânge ei pui, dar n-ai vrut. Câtă vreme ești în interiorul vremii de cercetare, eu pot să mă rog pentru dumneata ca Dumnezeu să întețească metodele de cercetare. Pastorii și slujitorii de aici se pot ruga și părinții tăi se pot ruga și posti ca Dumnezeu să întețească metodele de cercetare. Dar eu nu-ți pot schimba viața. Cheia este la dumneata și cheia este la mine. Dar dacă a trecut perioada asta de cercetare, nu se mai poate face nimic. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de Elvis Aaron Presley? Omul ăsta, știți că era un credincios din mediul evanghelic. Într-o zi a trimis bilet să cânte 2 cântări cu chitară. Și pastorul, având un program foarte aglomerat, nu l-a lăsat. Și a zis, da ce, atunci dacă nu mă lași, mă duc. Și a început să cânte pe străzi și pe scenele lumii. L-a auzit unul, l-a luat la o casă de discuri. A ajuns un om de succes să vândă discuri de milioane de dolari. Cred că prin 75 sau 77 înainte să moară, cu o săptămână, și-a dat seama că viața lui se apropie de sfârșit. Și s-a gândit să întoarcă la Dumnezeu. A început să vândă cadrilacul la oameni, să dea pâine la săraci, să facă bine. Era în casa unei surori care i-a spus, auzi Elvis, și trebuie să faci tu? Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu din toată inima ta. Pentru că dacă vrei să vină izbăvirea, trebuie să accepți planul prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Asta a înțeles și orbul. Ca să vină izbăvirea, al treilea pas spre biruință este acceptă metoda prin care vreau să lucrez. Cu orbul, Domnul a zis, un scuipat. O metodă ciudată, zdrobitoare, smeritoare. Dar el a trebuit să accepte planul lui Dumnezeu. De ce a ales Domnul metoda asta? Să-l zdrobească pe om și să arate, iertați în plastica exprimare, că un scuipat de Dumnezeu folosește mai mult decât toată medicina lumii. Cu toată medicina lumii n-a putut să-i vindece ochii acestui orb. Și în fine Elvis zice, și ce trebuie să fac? Să te întorci la Dumnezeu și spui, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Vin la tine așa cum sunt, îmi predau viața în mâna ta. Intră ca Domn și Mântuitor în viața mea.
a cântat o cântare, spune, de nu ne-ar iubi marea s-ar usca, n-ar fi stele pe cer, păsări n-ar mai zbura. Și după ce a cântat cântarea asta, când trebuia să se predea, să se întoarcă la Dumnezeu, nu putea, zice, ceva mă blochează. Și a murit fără să se întoarcă la Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Elvis Presley? Trecuse vremea cercetării. Nu știu în seara asta unde ești, dar știu clar că încă mai este o vreme de cercetare. S-ar putea să fie ultima bătaie a Duhului Sfânt înainte să plece din Betsaida inimitale. Și într-o zi să vrei să mai te schimbi și să nu mai poți. Dacă vrei în seara asta să fii izbăvit de legăturile și păcatele tale, de orbirea ta spirituală, de lanțurile vicilor tale, de rănile din sufletul tău, va trebui în al treilea rând, pe lângă ascultare, să accepți modul prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Și El îți va spune în seara asta, poate ca să ridici o mână, poate să vii, să spui, da, am nevoie de rugăciune, da, am nevoie de spovedanie, am nevoie de mărturia să ia păcatului, am nevoie să mă întorc la Dumnezeu, să mă predau cu tot ce sunt în mâna Lui. Nu pe mâinile unui sistem religios, nu pe mâinile unui om, ci pe mâinile Dumnezeului, în mâinile căruia am stă suflarea și toată puterea mea. Și mai e ceva ca să vină izbăvirea. Ultimul lucru, în 2-3 minute încheiem. Când îi pune scuipat pe ochi, El acceptă metoda lui Dumnezeu, vede, dar nu deslujit. Și apoi Domnul Iisus Hristos spune, auzi, uită-te țintă la mine. Și când se uită țintă la Hristos, zice că a văzut toate lucrurile cum. Pentru că al patrulea pas pe biruință deplină este din momentul în care asculți de Domnul, ai acceptat metoda prin care vrea să schimbe viața ta, să stai cu privirea țintită. Al patrulea cuvânt cheie este ațintire. Să stai cu privirea țintită spre Hristos în fiecare zi. Că dacă te uiți la om, începi să cazi. Nu așa au zis, decât pocăit ca ăla mai bine lipsă. Poate că ai dreptate în felul lumii, dar ascultă-mă. Hristos este modelul tău. Și Hristos i-a spus acelui orb, nu te uita la oameni, uită-te la mine. Și când a început să se uite spre Hristos, privirea lui s-a vindecat. A început să vadă toate lucrurile dezlujit, că dacă te uiți la om, te poți potigni. Eu te pot dezamăgi de o grămadă de ori. Frații te pot dezamăgi că suntem oameni și Dumnezeu uneori îngăduie să dezamăgim ca oamenii să nu-și lipească inima de noi, să-ți lipească inima de Dumnezeul care n-a dezamăgit niciodată. Dar dacă vrei să vină izbăvirea, eliberarea ta, restaurarea ta, începe din ziua asta să privești țintă numai la Hristos. Ce spui tu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, că trebuie să fac? Și când vei sta cu privirea țintuită spre Hristos, va veni zbăvirea ta de plină. Slăvit să fie Domnul în veci. Așa că în seara asta, dragii mei, am ascultat povestea unui om care a traversat o mare dramă. A ajuns să fie orb, dar pentru că într-o zi cineva a avut ochi deschiși pentru el. Și a spus, vină mă, vineri seara, la o seară de evangelizare, că o să auzi un cuvânt despre suflet. De aici a pornit izbăvirea și vindecarea lui. Apoi a început să asculte, să meargă de mână cu Iisus. Tu ce ai să faci în seara asta? O să lași pe Hristos să te prindă de mână? Să asculți de El și să spui, da, Doamne, de astăzi vreau să merg de mână cu Tine, sperând că viața mea se poate schimba și destinul meu etern să fie asigurat. Vei accepta metoda Lui, probabil că în seara asta îți va spune, n-am să te chem să spun niște tine cu pământ, cu niște scuipat, dar în seara asta, zice Dumnezeu, vreau la final de predică, în timp ce omul ăsta se va pregăti să cânte o cântare, să ridici mâna nu în fața unui om, nu în fața unei biserici, și la final de predică, să ridici mâna în fața celui care până astăzi te-a ținut în viață, ți-a pus pâinea pe masă, te-a protejat și a avut milă de ființa ta. Și gestul mâinii tale ridicate este un strigă disperat după Dumnezeu, în care îi spui, nu vin la o religie, nu vin la un cult, vin la tine, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Vin să mântuiești viața, vin să ai milă de mine, vin să mă eliberez de păcatele mele, vin să mă deslegi de povara mea, vin să mă arunc cu trecutul meu, cu povara care apasă pe conștiința mea, la piciorul crucii de la Golgota și să accept metoda asta, Doamne. Dacă trebuie să plâng în seara asta, voi plânge. Dacă trebuie să ridic mâna spre tine, voi ridica și voi spune, ai milă de viața mea. Și apoi, de astăzi voi începe să privesc spre cer, spre Hristos, spre împărăția Lui și să urmăresc planul Lui de mântuire pentru viața mea. Slăvit să fie numele Lui în veci. Haideți pe picioare. Dragii mei, predica mea s-a apropiat de final.
Am predicat cum am știut și am strigat cât am putut de tare. Cu strigătul de iubire al unui om care vede dezastrul și abisul moral spre care cei mai mulți se îndreaptă. Probabil că uneori te-a deranjat tonul meu ridicat. Dar mama, dacă-și vede pruncul că traversează strada neregulamentar și din sens invers, vine o mașină cu viteză, nu o să spună puiul mamei 35 de grade la dreapta. Strigă, puiule, salvează-ți viața. Vreau să înțelegi strigătul predicii mele din această seară. Ca strigătul plin de dragostea unui Dumnezeu care te cheamă la El. Îți vrea iubirea, îți vrea binele, îți vrea pacea, fericirea, mântuirea sufletului tău, deslegarea de păcatele tale și asigurarea unui destin etern în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, vă invit să stați cu ochii închiși și cu capetele plecate. Doar câteva momente vom mai sta aici. Toți stăm cu ochii închiși și cu capetele plecate. Cei ce-L cunosc pe Domnul vor sta într-un duc de rugăciune. Ceilalți, lăsați ca inima să vă fie deschisă. Și veniți în seara asta la El și spuneți: Iisus, vin la Tine. Strigă inima mea la Tine, Doamne. Iartă-mi păcatele, dă-mi pace în suflet. Dă-mi eliberare și mântuire. Aleluia! Revarsă mila Ta, Doamne. Aleluia! Lasă ca inima Ta să strige în seara asta. Da, Doamne, la Tine venim cu sufletul nostru. La Tine venim cu durerea noastră, Doamne. La Tine venim cu rănile produse de păcat, de nevechiere, de sfidarea legilor Tale. Și vrem să ne ierți. Vrem să ne miluiești, să ne sfințești, să ne curățești. Să ne întorc la Tine din toată inima noastră. Iisus, strigă inima mea. Aleluia. Da, Doamne. Acest refren, fratele Manu, în timp ce toți stau cu ochii închiși și cu capetele plecate. Dacă este cineva în seara asta aici care vrea să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu și a înțeles că mesajul din seara asta e pentru sufletul ei sau pentru sufletul lui, domnule sau doamnă, bărbatule sau femeie, tânăr sau tânără, oricine ai fi în seara asta, dacă ai nevoie de Iisus în viața ta și vrei să pleci de mână cu El în seara asta, acolo unde ești, în timp ce toți stau cu ochii închiși ca să nu te simți stânjenit de vreo privire, poți ridica mâna spre cer și suntem aici să ne rugăm pentru dumneata. Dacă este cineva în seara asta care vrea să spună: Da, Doamne, vin la Tine, iartă-mi greșelile mele, ridică mâna spre cer și suntem în seara asta aici să ne rugăm pentru dumneata. Așteptăm câteva momente, doar eu stau cu ochii deschiși să știu pentru cine trebuie să mă rog. Dacă este cineva aici care vrea să spună: O, Doamnă, ridic acolo mâna, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Doamnă. Dacă mai este cineva care vrea pe Hristos, care vrea iertare de păcate, care vrea să întoarcă din toată inima la Domnul, poate să facă același gest, să ridice mâna spre cer. Aleluia Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă mai este cineva pe lângă Doamna de acolo din spate, care vrea să întoarcă la Dumnezeu, mai așteptăm câteva momente. Vino și Tu să spui în seara asta: Da, Doamne, vin la Tine. Este o vreme de cercetare, este o vreme în care Dumnezeu bate la ușa inimii Tale. Nu vreau să cred că mie îmi pasă mai mult de sufletul dumneata decât Ție însuți sau însăți. Dacă ai înțeles că ai nevoie de mântuire, de iertare, poți să faci același lucru. Mâna ridicată spre cer. E semnul că vrei să te întorci din toată inima la El. Mai așteptăm câteva momente. Am să cobor de pe scenă. Și dacă în timpul ăsta mai vrea cineva să întoarcă la Dumnezeu, poți să ridici mâna spre cer. Vrem să ne rugăm pentru dumneata. Suntem aici o grămadă de slujitori care vrem să plângem împreună cu dumneata la Dumnezeu. Ca Dumnezeu să vă dea izbăvire din problemele dumneavoastră, din legăturile, din viciile care până astăzi au ținut legați. Dacă vreți să vă schimbați viața, dacă vreți să vă asigurați destinul pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți să fiți mântuiți, ce a făcut Doamna aceea mai puteți face și dumneavoastră. O mână ridicată spre cer. Mai așteptăm câteva zeci de secunde și în timpul ăsta
O invit pe doamnă, dacă nu-i se pare prea mult, să fac un gest de curaj. Să vină aici lângă mine în față, invit și pe pastor și slujitorii lui Dumnezeu să vină lângă mine în față. Vă aștept. Haideți, veniți aici și lângă mine. Vreau să le rugăm pentru dumneavoastră, îndrăzniți. Haideți. Și în timpul ăsta, dacă mai vrea cineva să fie iertat de păcatele lui, să întoarcă din toată inima la Dumnezeu. Ce face această doamnă, poți face și dumneata. Vino să fii iertat de păcate. Vino să fii dezlegat de povara ta. Vino ca trecutul tău care te condamnă să fie iertat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos te poate ierta. Iisus Hristos te poate elibera. De aceea în timpul acesta, dacă mai vrea cineva să fie iertat, vă așteptăm să veniți aici în față. O să ne rugăm pentru doamna aceasta. Și în timpul ăsta puteți veni și dumneavoastră. Pe fondul acesta muzical, în timp ce fratele Manu cântă, există loc și pentru dumneata. Te așteptăm. Din toată inima mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru momentele acestea deosebite pe care am putut să le petrecem aici împreună. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cercetarea care a lăsat-o peste noi în locul acesta. Mulțumim pentru că atât prin cântare cât și prin mesajul Evangheliei Dumnezeu ne-a vorbit în seara aceasta și cred că fiecare dintre noi vom pleca din locul acesta fiind convinși încă o dată că Dumnezeu este soluția pentru toate problemele noastre. Cu mult drag vă așteptăm și mâine seară de la același oră, de la orele 19, să veniți aici, să fiți împreună cu noi. Slujitorul Domnului pentru noi mâine seară va fi fratele Daniel Popa, prezbiter în Biserica Elim din Timișoara. Grupul nostru de închinare ne vor conduce în închinare, în laudă la adresa lui Dumnezeu. De aceea mâine la aceeași oră, tot aici, în aceeași locație, vă așteptăm să fiți împreună cu noi. Pentru toți prietenii care sunt în această seară în locul acesta, vă rugăm la final să treceți acolo în spate, pe la fratele Victor, pe la tinerii care sunt acolo. Au pregătit pentru dumneavoastră, care pentru prima dată ați venit aici împreună cu noi, o atenție, care se va amintească de seara aceasta, de momentele acestea deosebite. De aceea vă rugăm foarte mult să treceți pe acolo. Vă binecuvântăm pe fiecare dintre dumneavoastră numele Domnului. Mulțumim fratelui Manu, fratelui Valie, mulțumim fratelui Timotei care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să fie cu noi și cu cei dragi noștri. Amin. Vă dorim să aveți parte de o noapte binecuvântată.